Următorul pas din calendarul de liberalizare pentru populație este de 1 octombrie 2013, urmând ca anul viitor să existe o majorare cumulată de 10%, respectiv 2% la 1 ianuarie 2014, 2% la 1 aprilie, 3% la 1 iulie și încă 3% la 1 octombrie. În perioada 2015-2018, scumpirea va fi de 12% pe an, în 4 etape anuale la începutul fiecărui trimestru. Începând cu 1 ianuarie 2011, doar consumatorii vulnerabili vor mai plăti prețuri reglementate, stabilite de ANRE, restul consumatorilor urmând să negocieze prețul direct cu furnizorii. Pentru consumatorii industriali, calendarul de liberalizare prevedea inițial dereglementarea totală a pieței până la 31 decembrie 2014. Populația va primi 20% din energia electrică la prețul pieței libere, iar 80% din consum va fi facturat la preț reglementat, începând cu 1 ianuarie 2014. În urma liberalizării prețului la gaze pe factură a apărut o nouă categorie de consum, care arată cantitatea de energie luată de pe piața liberă și prețul acesteia.